Bună ziua! Ce e la echipă? Că ați văzut, fotbal se joacă, rezultate se obțin, dar domnul Strizu spune că îl lucrează cineva, sursă care dă în presă fel de fel de lucruri și nu se așteaptă și că vă cere scuze noastre și lui Tea, dar nu se mai putea. Băi, tată, uite care e treaba. Vă rog. El, Strizu, el m-a rugat Tea ca să-l angajez, că e finul lui, să-i dau un salariu și lui. Și azi vine, mă, Tea, pentru că e finul tău, îl voi angaja și voi da 2000 de euro. Adică eu vă povestesc, nu îl judec, nu nimic, doar vă povestesc cum este, ca să nu creadă lumea că eu fac eu sau cineva, sau să critice el pe cineva, sau că îl face el șulfă pe meme. Că nu-i meme șulfă. El, adică vă spun cum s-a întâmplat, ca voi după aia să știți adevărul, să nu mai comentați despre meme, nu știu ce și nu știu cum, că nu se merită. Și atunci vă spun adevărul. Și el, pentru că era acolo la Academie, el, am zis, bă, pentru că ai această licență, să te duci la echipa mare și va antrena ăsta pintilii și tu vei fi, cum ar veni tu, antrenorul, cum făceau ăștia la alții. Când am aplicat eu asta, aia s-a aplicat de 7 ani, 8 ani, 10 ani, dacă Becali face, nu mai este în regulă. Bine, dacă nu mai este în regulă, s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Și el acum, el săracul, eu îl înțeleg și pe el. Că el, adică el și-a intrat, dacă voi tot îl luați și să dea interviuri de antrenor, el s-a crezut antrenor, el, adică, bine, el este antrenor și foarte mare antrenor, numai că nu-i de FCSB, înțelegi? Și el săracul, ce să zic, acum el vrea și el să meargă să antreneze și el, să intre în vestiar, să vorbească el cu jucătorii ce trebuie să facă și nu este, el săracul nu este de... E de altele echipe, probabil, mai mari, dar dacă FCSB nu este, înțelegi? Și atunci... Mi-a întrebat mea, băi, zice, ce fac? Și zic, băi, el este să ajute. Ce să spună? Că dacă spunea ceva pe la jucător, nici pe aia să râde, îți dai seama. Zice, te ia, se comandă, el pe FCSB. El zice, eu era acolo ca să țină locul de licență, da? Și el s-a supărat că, vezi, doamne, că lucrează meme. Și ulfă și dă în presă și chestii de asta. Că nu, eu am vrut să fac un bine... Și că își cere scuze, nu, eu am vrut să fac un bine. Și pentru că mi-a făcut un bine, vezi, așa este când faci bine. Dar acum, meme e vinovatul și ei, pentru că nu poate să dea în mine, că multe lume ce fac. Pentru că nu poate să lovească un leu și atunci las că mă duc acolo și lovesc în câine, cum ar veni, știi? Și hai că lovesc ei pe meme. Că toate, bă, meme n-are nicio vină, nu mai dați în meme. Eu fac tot la FCSB și dacă ai cineva de lovit, să lovească în mine. Sau ce se întâmplă ceva, mă critice pe mine. Pentru că meme nu face altceva decât să execute ordinele mele. M-ai înțeles? Acum care e treaba? Deci care aveți treburi și ce aveți cu FCSB și cum aveți și arbitrii și ce aveți, aveți cu mine. Care ați intrat în lupte cu mine? Ați intrat cu Becali. Care comentați? Nu mai comentați pe slujitorii mei. Că ei slujesc mie întru totul. Dar îl mai țineați pe Strizu dacă... M-ați înțeles? Da, da, da. Deci, iar el, Strizu, era unul slujitor care eu am vrut să-l ajut și el a crezut că e un slujitor puțin mai mare. Care eu îl puneam, de exemplu, să facă nu știu ce și el a crezut că e... Nu știu ce a crezut, că nu mai vreau să mai mă spovedesc chiar, da? Dacă nu se întâmpla ce s-a întâmplat aseară la Flash cu declarația, îl mai țineați sau oricum pleca? Nici nu știu ce Flash, nici nu știu ce declarație. Că-și dă demisia, că-și cere scuze, v-am spus mai devreme. Ce? Asta a declarat, că vă cere scuze dumneavoastră și lui Tea, dar el pleacă. Și dacă n-ar fi declarat astea, mai rămânea sau oricum îl curățați că și-o luase în cap? Dar nu e, mă, tată, că eu l-am chemat să-l ajut. Nu, tu ce să-l dau? Eu nu știam eu pe Leo. Păi, dar eu dacă... Auzi, păi eu nu l-am dat afară. Deci el m-a înjurat pe mine pe acum 10 ani, în toate felurile. Și n-am ținut cont. Când a vrut și a zis, bă, Gigi, a greșit și bine, m-am și uitat, ce tac. Aia, lasă, vină să-l ajut. N-am ținut cont. Ține eu minte rău sau că a făcut el. Și a zis să vină încoa. S-a zis, mă, și el o pâine. Am zis, mă, și el o pâine, că nu știu ce, că are probleme, că ta la la. Păi aia mă dau și lui 2000 de euro. De unde să-i dau 2000 de euro, acum el s-a răzbătit de doamne că ce-ți cere scuze? Cere scuze, dar nu-și cere, bă, scuze. Păi tu cu mine ai, n-ai cu meme. Ce treabă are meme? Bă, tu nu înțelegi că tot ce înseamnă FCSB sunt slujitorii mei? Ei slujesc tot ce zic eu? Voi nu înțelegeți, voi aveți mentalitatea alta, că e la fotbal. La mine așa e mentalitatea. Că e la fotbal, că e unde, că nu-i unde, cum slujesc eu lui Hristos, așa slujesc ei mie, slujitorii mei. Da. Ce aveți? Ce contează că e așa, că e așa, că e meme, că e ăla? Deci el trebuie să înțeleagă că el trebuie să slujească. Dar toți ceilalți trebuia să asculte, că meme era într-o funcție mai mare ca el. Director. El era antrenor și meme era director. Și meme tot ce zice, iar câteodată meme când zice ceva ce nu trebuie, eu îi zic, bă, vezi că nu-i bine aia. Meme tot ce zice, zice exact ce-mi convine mie. A, pe vremuri, mai ieșea meme din clișeu, dar acum nu mai iese, ascultă. Că da. Și-a dat seama că ascultarea e totul. Și dacă n-ascult de stăpân, nu mai ajută Dumnezeu. Și uite, Dumnezeu ajută mie acum și o să spulberăm, bătem toate noi. Da. Și luăm campionatul, Liga Campionilor, intrăm. Echipa merge, da. Asta e paradoxul, că la câte probleme sunt acolo legate de partea tehnică probleme, da? Echipa joacă. E paradox ăsta, că nu vezi oriunde în Europa și ceva. Păi da, echipa joacă pentru că ascultă lumea și pentru că ei sunt pomeniți în fiecare zi, la Sfânta Liturghie. Ce știți voi, hai să nu vorbim mai multe, că mâniem pe Dumnezeu și după aia o să zic, după ce iau rezultatele, zic minunea care a făcut Dumnezeu cu noi. Da, dacă zic înainte, forțez mâna Domnului și nu vreau. Trebuie să te și pricepe așa, că dacă ar fi așa ușor, s-ar duce toți la Sfânta Liturghie și ar avea rezultatele astea, dar nu iese. Nu e așa, păi, dar ce crezi, că Dumnezeu știe de ce te duci, de inima ta, că poți să minți pe Dumnezeu, hai că vin la Sfânta Liturghie să minți după aia ca să și după aia ce? Nu, tată. El zice, desfătați-vă în Domnul și va împlini cererea inimii voastre. Trebuie să desfătezi cu inima ta, cu credință, nu că mergi numai pentru interes ca să câștigi. Da. Dar acum cine e în, mă rog, în vederea dumneavoastră să fie cu licența asta? Sau schimbați, aduceți pe cineva care face și... Bine că a plecat Leo, dar el în loc să stea să-și ia banii 2000 de euro, eu nu înțeleg că ce retarul tăia, ce treaba are tăia. Eu nu să-și ia săracul 2000 de euro frumos salariul, 10.000 de lei, bani mulți. Când o să-și ia banii salariul, iar o să vină să-l iert și o să-l primesc chiar. Și acum ce? Acum și-a dat antrenorul domisie, conform regulamentelor, pentru că și-a dat demisia antrenorul, trebuie să vină cineva din staff. Adică o lună de zile o să fie asta. O să găsim un antrenor, adică pe Pintilii, dacă vă acceptă Pintilii, să mă rog de el să-l pun antrenor. După ce termină suspendarea, nu? Până atunci în tribună. Păi care suspendare, mă? De unde la suspendare? Păi nu era în tribună, luat, suspendat comisia, că s-a implicat, că i-a dat 4 etape, noi n-am văzut pe ce lume trăim. Faceți prostiile lor, ce să suspezi, mă, nebunii, nu să suspezi, ce ați suspezi, suspezi de unde? De la, Doamne feriască-mi, ce-ați prostii care n-au, în România, bă, oamenii fac atâta năslucide, nebunite, de doare capul, nici nu-ți vine să crezi, bine? Și ca să nu mai mă supăr, vine și râd mai bine de nebuniile care le fac ei. Pentru că le se întunecă mintea. Cum ce să suspenzi? De unde să suspenzi? Ăla e om angajat acolo. Ce să suspenzi? Te angajezi. Cum adică? Suspenzi din muncă? Cum? Ce faci? Da. E, nu, că n-are... Știți ce n-are domnul Becali? Nu mai reluăm pentru... Ce n-are, mă? Du-te, mă, cu n-are altfel. Ce n-are, mă? Eu? N-are. N-are, are unul care are și gata. Am respectat regulamentul. Fac ce vreau cu banii mei. Eu vreau ăla. Care ăla știe să... N-are actele, licența, n-ați auzit? Uite, mă, n-are, are. Are, dacă îi pun eu, înseamnă că are. Auziți, dar Ejuma ce trebuie să facă să joace mereu din primul minut? Ce trebuie să mai facă? Ejuma, ca să joace din primul minut, trebuie să joace repede și să nu dribleze la mijlocul terenului să piardă mingea. Nu contează că marchează meci de meci. Păi nu, că el marchează, el marchează, dar după aia ai văzut, când trebuie ținut de rezultat, trebuie să joace altul care nu deblează la mijlocul terenului. Adică trebuie să fie puțin mai atent, să joace repede. Dacă el joacă repede, a înțeles. Ia zi-mă într-o zi. Bă, mi-a zis, Gigi, joci repede. Dacă vrei să joci. Și așa a reușit. Și acum el, dacă n-a jucat, el nu a jucat, nu că... Și să nu se supere ăștia de la Petrolul. Eu le-am spus așa, bă, eu consider că e un meci mai slab. Adică am văzut 5, au luat 3, 5 cu tare. Și am zis, pentru că e din 3 în 3 zile, ca dovadă, că ați văzut, s-au făcut 5 schimbări. Da. Nu? Da, da. Asta a fost strategia, bă, să joace jucătorii, să joace Tavi Popescu. Și Coman. Și Coman și după aia o să joace el. M-ai înțeles? Da. Deci el va juca, el va juca el titular acum. Așa a fost strategia făcută. Să joace Cahari și acum, duminică sau când jucăm, joacă Ejuma. Pentru că e din 3 în 3 zile, da? Așa, mare mulțumit de echipă, nu? Adică nu v-am simțit de mult timp atât de liniștit. Păi da, nu, păi da, Ejuma este un jucător, nu că... Nu, de toată echipa, nu numai de el, de toată echipa. Păi nu, dar în special de el sunt mulțumit. M-ai înțeles? În special de el, adică jucător. Place mult de el, ca fotbalist, adevărat. Dar numai că ți-am spus, el e nevoie de el când e 0-0, când e 1-1. Când e 2-0 nu mai prea ai nevoie de el. Că nu mai am nevoie de golul 3. Noi, de fapt, nu avem... Am zis, o să merg, bă, dacă mi-a zis lui Mihai, bă, Mihai, eu o să vin să vorbesc la echipă să le spun eu un lucru, bă, noi nu știm să jucăm când avem 2 goluri diferență. Pentru ce avem golul 3, ca să-l primim 1, să fie 2-1, să intrăm în panică? Jucați, mă, cu Târnavanul, dați mingea la Târnavanul, mă. Jucați cu fundașii și central. Hai să ținem de rezultat. Noi nu știm asta. Da. Nu? Da, sunteți mult mai ponderat, adică văd că vă concentrați, cel puțin prin declarații, mai mult ca niciodată pe câștigarea campionatului. Că înainte, după un rezultat de ăsta sau după o prestație precum cea a lui Companiu, spuneați că îl vindeți cu sute de milioane, cu 10, acum n-ați mai... Văd că... Nu mai vreau eu și așa, nici nu știu numărul de unde a soat, că nu mai vreau să mai vorbesc. Că nu mai vreau să vorbesc, că dacă vorbești, din... 100 de vorbe, 10 vor fi greșite. Ai văzut, am vorbit. Păi tocmai că nu vă provocam cu nimic, domnul Becali. Păi chiar am spus că v-ați schimbat discursul. Dar e rădăcina mea, am sămânță de mândrie, care ea încolțește pe urmă. Și în 3 secunde când vorbesc cu tine, pac, a răsărit colți. Da. Știi ce vreau să vă mai întreb acum pe final de... După aia de supătoți, așa dacă nu vorbesc, n-am cum să mă laud. Pe dacă final de sezon regulat... De nu mă laud eu, vine Dumnezeu, face el. Da. Atât vreau să mai întreb. Pe final de sezon regulat, mă rog, mai degrabă pentru play-off întrebarea. Va fi o luptă absolut nebună, ca niciodată, dar vreau să vă întreb dacă vă îngrijorează că arbitrajul va face diferența. Ați văzut ce discuții și ce nenorociri se întâmplă în anumite privințe. Bine. Bine, am văzut aseară la CFR niște lucruri care n-am văzut în viața mea așa ceva. Dar bine, sau 11 metri care n-am văzut niciodată și cu vară, îți dai seama. Dar, nu știu, nu, doar atât eu vă spun. Toți spuneți că se va juca până în ultima etapă și cel mai strâns. Eu vă spun că după primele 6 etape, eu zic că o să fim campioni cu 3 etape înainte. Deci la 7-a etapă din play-off noi o să fim campioni. Da? Asta e prorocia mea. Vedem. Așa că... Pentru că nu... Bă, minunea ce s-a întâmplat cu Farul, acolo nu se mai întâmplă. Că a zis Dumnezeu, zic, băi, uite, e nașul tău, hai să plece supărea nașul tău. Lasă, tu înțelegi tu că e nașul tău, te bate nașul tău și gata. Accept. Înțelegi? Păi na, păi acolo numai Dumnezeu a fost. Las voi să bată nașul tău, că atunci e supărat. Că dacă 2-1 e minut în prelungit, golul ăla, iurea. Dar după joc, dacă e... Bine, n-ar rost să discutăm prea multe. Eu cred că vom fi în etapa 7 din play-off campioane. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Becali! Domnul să vă ajute! Și pe dumneavoastră să vă ajute și pe toți cei care ne urmăresc. Dacă